Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. O nouă emisiune aici la City TV, numele meu este Daniel Radu și de această dată aduc în fața dumneavoastră ceea ce înseamnă siguranță și protecție, având în vedere că primăvara este și sezonul în care se dă start lucrărilor și șantierelor. Vorbim astăzi despre profile de aluminiu, despre ceea ce înseamnă ferestre de calitate, dar și uși și siguranța dumneavoastră, bineînțeles. Care sunt ultimele noutăți în domeniu și ce vă recomandă specialiștii? Urmăriți în momentele următoare. Municipiul Târgu Mureș, știu că e unul care se dezvoltă continuu, bănuiesc că e nevoie și de astfel de specialiști, precum sunteți. Da, bineînțeles, bună ziua, mulțumesc pentru vizită. Noi acționăm pe piața tâmpăriei PVC în deoseb din anul 2009. Suntem, vreau să zic, specialiști în acest domeniu. Lucrăm doar produse de calitate, lucrăm cu produse premium, super premium de la furnizori din Germania și America. Vreau să vă întreb ce înseamnă până la urmă calitate atunci când vine vorba despre astfel de profile, atunci când vine vorba în primul rând despre siguranță și știu că atunci când vorbim de siguranță nu trebuie să facem referire strict la uși, cât și la ceea ce înseamnă geamuri. O calitate, calitatea în acest domeniu înseamnă în primul rând siguranță, înseamnă tot în primul rând izolație termică și fonică. Pentru asta un produs complet trebuie să aibă un tip de feronerie foarte reușită, un tip de profil foarte bun, cu izolație, cu un coeficient de izolație termică foarte bun și o sticlă la fel de bună. Iar acest ansamblu complet trebuie să fie pus în operă de niște profesioniști. Am înțeles că de la geamul de sticlă pe care l-aveam acum 20-30 de ani, lucrurile au evoluat foarte bine și folosiți alt fel de materiale, uneori dublu stratificate, triplu. Ce se poartă? Ce ar trebui să iasă în atenție acum, în 2020? Depinde foarte mult de tipul de izolație pe care fiecare antreprenor sau proprietar de locuință îl pune în operă. În momentul în care avem o casă foarte bine izolată la nivel de cărămidă, la nivel de termosistem, Discutăm de un sistem de izolație și pentru ferestrele termopan cu foarte, foarte bună izolație. Lucrăm aici cu profile de 6-7 camere de izolație, profile groase, peste 76 până la 92 de milimetri adâncime în construcție. Lucrăm cu sticlă tripan, 3 foi de izolație, de la 40 la 52 de milimetri în construcție, cu sticle speciale, cu sticle care sunt folosite de puneri pe ele. Deci, la o sticlă triplă, asta este cea mai simplă, cea de 40. Da. Pe fațadele exterioare și interioare sunt anumite depuneri de oxizi metalici care fac izolație termică. Reușim cu cele mai bune sticle, cu sticla 4 sezoane, cu sticla Planistar San, să ajungem la un coeficient chiar de 0,6-0,5 W pe metru pătrat Kelvin, care este wow pentru o sticlă.
cât de importantă e această izolație, cât de importante sunt ferestrele, cât de importante sunt ușile până la urmă pentru a păstra căldura și pentru a eficientiza până la urmă investiția pe care o facem în locuință atunci când vine vorba de izolație. La izolație ne gândim exact ca și la îmbrăcămintea noastră pe timpul iernii. Ai o singură, ai un tricou pe tine, ți-e frig. Da, da. Ai trei rânduri de haine. Vorbim altfel. Vorbim de căldură. Când ar trebui să ne gândim că avem o problemă atunci când vine vorba despre ferestre, în primul rând, care ar fi semnele că acestea trebuie înlocuite și care este durata lor de viață în general, mă refer la produsele pe care le aveți? Produsele care le avem noi ca și furnizor ni se asigură o durată de viață a tâmplăriei în sine ei de 30 de ani. Producătorul de feronerie ne dă undeva între 15 și 20 de mii de cicluri închidere-deschidere, deci o durată normală de viață unei tâmplării, eu zic undeva la 15 ani. Unei tâmplării bune. Bineînțeles, există și situații în care tâmplăria rezistă un an. Da, da. Cele excepționale bănuiesc. Vreau să vă întreb când ar trebui să ne gândim noi, telespectatorii noștri, că ar trebui să investim în acest gen de lucrări. Dacă sunt semne sau dacă, până la urmă, există și probleme care apar. Există acea ceață, da, care apare între rândurile de sticlă. Cum se întâmplă? Care sunt de obicei factorii determinanți care împing oamenii către dumneavoastră? Deci există mai multe probleme. Noi lucrăm în general, 90% din piața noastră sunt construcțiile noi, sunt clienții care sunt axați pe calitate. Discutăm de case pasive, discutăm de locuințe tip blocuri. Da, da. Deci lucrăm în 90% pe case noi. Pentru ceea ce am schimbat, am schimbat doar la clienții care au făcut un rabat la calitate și s-au dus în favoarea prețului, da, în momentul în care și-au pus geamurile. Iar după un an, doi, a început să-i bată vântul pe la garnitură, să-i se aburească între cele două foi de sticlă, da. Iar furnizorului de geamuri nu mai exista în momentul ăla. Este o mare problemă în piața asta a tâmplăriei PVC, pentru că sunt foarte mulți în această piață, iar mulți nu rezistă mai mult de o jumătate de an, un an. Vorbeam tot despre calitate și vorbeam încă o dată și despre aspect. Cu ce ne confruntăm aici? Discutăm de o tâmplărie cu o deschidere normală, clasică, deschiderea batantă, respectiv oscilobatantă, dar observăm că această fereastră nu are balamale. Ca să se deschide fereastra, ar trebui să aibă balamale, doar că balamalele sunt ascunse. Discutăm de așa numitul rotodesign-ul, unde balamalele sunt integrate în tocul ferestrei, iar și nu se văd în interiorul camerei. Și exteriorul arată altfel și vreau să vorbim și despre partea de sticlă. Se vede foarte bine și lateralul. Înțeleg că există multe variante. Există o protecție pentru ce înseamnă primăvară-vară. Care se aplică pe această sticlă? Sticla care se folosește îndeosebi în momentul de față, având în vedere anotimpurile care se preced în țara noastră, este sticla cu protecție solară, așa numită sticlă Planistar Sun. Ce face sticla asta? Sticla asta are o peliculă de oxizi metalici pe partea din exterior a sticlei, în interiorul pachetului termopan, care în momentul în care razele soarelui bat în această sticlă, respinge efectiv razele ultraviolete. Deci în caz intră doar lumină. Avantajul nostru cu respingerea acestor raze, că perdelele, covoarele nu se mai decolorează. Plus, diminuează foarte mult vara efectul de steră. Prima variantă a fost așa numitul Planetar 4S, protecția solară, o sticlă care a fost scoasă pe piață undeva cu 4 ani. Problema la acea sticlă a fost transmitanța luminii. Ca furnizorul nostru să rezolve și această sticlă, anul trecut a scos pe piață așa numitul Planistar Sal, pe care noi îl folosim în 90% din lucrări și care face exact același efect de reflexie a ultravioletelor, dar lasă lumina să intre în casă. Deci este o sticlă important de ultimă generație și este foarte important ca oamenii să știe acest lucru. Ca exemplu propriu-zis, atunci când vine vorba despre camerele de care vorbeam și despre eficiența pe care poate să o aibă un astfel de profil, cum am putea exemplifica? Deci contează pentru izolare camerele, contează armătura pentru rigidizare, deci pe scurt un profil bun. Pornește de la un profil de 7 camere de izolație. Din punctul meu de vedere, profil cu adâncime de 76. Da. Armătura, cea mai importantă, este ca oțelul din lucru să fie de 2 mm, să fie pătrat.
Camerele de izolare se numără pe lungimea profilului. Tipul de feronerie e foarte important ca producătorul de feronerie să fie un producător renumit, gen Roto, Maco, Winghouse, cei care sunt pionieri pe piața tâmplăriei, de orice natură, fie ea PVC, fie aluminiu, fie lemn. Care sunt probleme? Există, da. Există profile de super premium, profile de PVC, asta este un profil de 6 camere, adâncime în construcție 92, placare cu aluminiu, placarea se face pentru a mări durata de viață a profilului. Problemele care pot să apară atunci când nu folosim astfel de produse și mă bucur că putem să și exemplificăm unde apar probleme și să explicăm faptul că acest segment e înlocuit de sticlă pentru cei de acasă. Da, da, cele mai mari probleme apar de obicei în momentul în care se folosește o sticlă proastă. Apare condensul între cele două foi de sticlă. Mare atenție, condensul pe tâmplărie în momentul în care discutăm de o casă nouă este perfect normal. În momentul în care constructorul te încuiește, toarnă șape. Toate aceste materiale conțin apă în momentul în care se toarnă în casă. Apa aia trebuie să se evapore. În primii 2 ani de zile, dacă nu se face o aerisire foarte pronunțată a încăperii, acea apă se va depune pe sticlă. E un fenomen perfect normal. Nu ar trebui să ne sperie. E un fenomen perfect normal, face parte din natură. Exact cum există circuitul apei în natură, așa există circuitul apei în casă. Da. Înțeleg. În momentul în care apar picături de apă între cele două foi de sticlă, avem o problemă deja. Înseamnă că sticla nu mai izolează, înseamnă că silica gelul din sticlă nu-și mai face treaba. Atunci trebuie schimbată sticla. Ca și probleme ulterioare montării tâmplăriei, îndeosebe apar îndoirea profilului, pentru că nu se folosește armătură de calitate, sau, efectiv, neînchiderea geamului. Feronăria nu este de calitate, nu mai închide. Da. Se spune, să zic așa, în popor sau vorba lumii, spune că se mișcă casa parcă, nu? Sau s-a deplasat. Există asemenea cazuri sau e vorba de feronerie? E normal, inclusiv tâmplăria are un ciclu de dilatare și contractală. Deci se iau în considerare... La vară, la iarnă. Se iau în considerare toți acești factori în momentul în care se execută tâmplăria. Vorbeam despre faptul că atunci când vine vorba despre a crea un mediu, un ambient plăcut, nu doar din perspectiva securității și a siguranței, ne referim și la ce înseamnă frumos. Și pentru frumos aveți o gamă foarte largă de culoare. Vreau să vă întreb cum sau în cât timp se pot comanda astfel de profile de obicei pentru cei care doresc să intre, pentru că e primăvară și se intră în șantier des. Da, în momentul iernii durata de livrare este mai mică. Noi acționăm cu 3 echipe de montaj la nivel de oraș Târgu Mureș, acționăm și în Brașov, acționăm în Cluj, deci avem șantiere peste tot deschise. Pentru o tâmplărie clasică de PVC alb, o durată de livrare undeva la o lună, o lună jumate. Avem culori speciale din paletar, avem vreo 30 de culori speciale care ne vin din Germania undeva la 6 săptămâni. Există varianta pe aluminiu, pe rescortină, care deja este tipică fiecare lucrări. Deci placări, da. Placări cu HPL, placări cu ceramică, fibrociment, fiecare ce vrea să facă. Deci acționăm într-o piață foarte mare. Deci nu doar cea de tâmpărie PVC, pentru că în asta sunt mulți. Deci facem și niște lucruri pe care sunt oarecum mai sensibile. Trebuie oameni foarte de calitate care să poată să le execute. Culoare, pentru că vorbeam de culoare, nu prea există din câte văd granițe, margini. Da, există tot ce înseamnă imitație de lemn, există tot felul de culori non-standard, să zic, gri antracit până la negru și avem și varianta de placări, placări cu aluminiu, care putem să vopsim în orice culoare RAL. Deci, iar la culorile RAL vorbim de mii de culori. Thank you.
E dacă vine vorba despre sisteme de deschidere, dar și despre oportunități pe care le avem, despre ce e vorba aici lângă noi, arată foarte bine. Deci discutăm de sistemul clasic, de sistemul batant, care are și rabatare, și discutăm și de sisteme de deschidere oscilo-culisante. Sistemul de deschidere oscilo-culisant este un sistem care se deschide în rabatare, da, la fel ca un geam normal, după care poate veni și culisa. Da? Vine pe șina. Pentru tot ceea ce înseamnă tâmplărie, discutăm de tot ce înseamnă sisteme de umbrire. Pentru sisteme de umbrire se folosesc așa numitele rulouri. Aici avem un rulou suprapus care vine în golul de montaj și este suprapus ferestrei. Este o chestiune de design, da, foarte, da, inovativă, plus că în momentul în care rulouul este închis, asigură casei un întuneric total. Și un întuneric și o siguranță, pare, cel puțin din exterior, cu siguranță. La varianta de siguranță doar pare. Doar pare, este, dar doar e suficient. Este doar tehnică de umbire, până la urmă. E foarte interesant și salvează mult spațiu, până la urmă, partea aceasta, mai aparte, da, cu care nu suntem obișnuiți. Da, există situații în care găsim o ușă de ieșire pe terasă, iar aici avem o ușă, iar aici avem poziționat un șemineu. Nu putem să deschidem batant nici ușa către șemineu și nici către cealaltă, da, ușă. Și atunci, da, venim cu soluția asta. Vorbeam de culoare, vorbeam despre estetică și am înțeles că se ține cont și de aceste aspecte. E destul de interesant cum arată și cum ați îmbrăcat toate aceste concepte. Da, este un sistem pe o imitație de lemn, un nuc, iar feronăria este cea care o prevede furnizorul cu niște sisteme de protecție, niște sisteme care poate sunt și pentru design acolo. Pentru uși de exterior, fiecare poate să-și facă orice model își dorește. Atâta timp cât își pune traversele, vine cu modelii, desenăm, avem birou de proiectare și desenăm cam tot ceea ce vrea clientul. Putem folosi diferite tipuri de sticlă, da, sticlă mate, sticle reflexive, sticle normale clasice și panouri, cum ați văzut, panou da, întreg da, da, pentru asta. Cum se vede aici? Da. Din nou aici poate fi inserat. Acestea sunt niște modele de uși care sunt efectiv proiectate de noi. Sunt niște uși simple, patru traverse, două sticle, două paneluri, a ieșit ușa. Cu cât modelul devine mai complex, cu atâta costurile cresc. E normal. E foarte interesant că totul poate fi personalizat în ce vine vorba aici. Inclusiv acest geam sablat se poate personaliza după cum vrea clientul. Știu eu. Se poate scrie chiar un brand pe această, da, sticlă. Da, da, am înțeles. Când vine vorba despre culoare, înțeleg că sunt foarte multe opțiuni. Când vorbim de accesorii, da, 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 absolut, sunt foarte multe opțiuni. În primul rând, o tâmplărie PVC trebuie accesorizată cu pervaze. Pentru partea asta de pervaze, noi venim cu pervaze de exterior, în culorile tâmplăriei. Pervaze din aluminiu de 2 mm, care scopul lor principal, pe lângă designul oferit ferestrelor, este și acela de a hidroizola, da, zona de sub fereastră. În momentul în care se montează un pervaz, apa nu mai poate pătrunde pe lângă fereastră în zona de cărămidă a casei. Ideea este că toate tâmplăriile noastre, din standard, se echipează cu un adaptor tip pervaz. Pervazul exterior, în momentul în care se montează sub fereastră. Nu este lipit de fereastră, nu este pus cu silicon sau, mă rog, eu pus cine știe ce, da, da, minuni. Se montează sub fereastră, iar toată apa care, în momentul în care bate pe fereastră, curge pe pervaz, da, da, iar de pe pervaz curge jos. Nu există riscul de a intra apa în casă, pe lângă fereastră. Pervazele de interior sunt tot la fel, au un rol în principal de design și au rolul de a ajuta în curățirea suprafețelor de lângă fereastră.
În momentul în care cineva face șpaletul sau optează spre un pervaz de PVC, varianta pervazului de PVC este destul de ieftină, iar costurile de întreținere ulterioare sunt mult mai mici decât a unui șpalet. Șpaletul se murdărește repede, pervazul vine în culoarea tâmplăriei, se montează la fel în acela dator de pervaz și este foarte bine venit în orice locuință. Dacă vorbim tot despre partea și facem trecerea interior-exterior, vorbim și despre aceste plase și cred că sunt foarte utile, mai ales că vine primăvara peste noi. Plasele pentru țânțari... Cum arată, la ce trebuie să ne gândim anul acesta? Da, discutăm de plase de insecte, plase împotriva insectelor, discutăm de varianta cea mai clasică, clasică. E varianta de plasă care cu două balamale efectiv se montează pe exteriorul ferestrei. Este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai potrivite modele de plasă. Durata de viață nu este foarte mare, durata plasa este făcută din fibră de sticlă, undeva la 3-4 ani trebuie schimbată plasa din ea. Ca și modele pentru plasele de insecte, pe lângă acestea, există variante de plase tip rulou, care se trag în susul ferestrei. Există plasele prise, deci există o mare varietate, o mare și gamă de culori. Există aproape în orice culoare în care este tâmplăria PVC, există și plase și toate tipurile de deschidere pentru ele. Rulou, plise, deschidere batantă normală, deci avem toate variantele. Când ar trebui să se amplaseze o astfel de plasă? E neapărat la începutul lucrării, mă refer în momentul în care se instalează și noul geam, sau nu e neapărat să se întâmple astfel și se poate și ulterior? Nu e neapărat, dar e recomandat. E recomandat, da. În momentul în care se montează geamul, plasa se poate monta din interiorul casei, se pune sus. Dacă nu, stăm la etajul 6, cineva va trebui să iasă pe geam afară să monteze plasa, este destul de complicat. Da. Și... nu prea încurajăm clienții să monteze plasele după ce se montează fereastra. Dacă vorbim despre șantier și despre lucrări, dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți ce se poartă atunci când vine vorba despre placări exterioare, despre acele cortine care deja sunt extrem de la modă. Îmi spuneți cât de eficiente vi se par dumneavoastră și, bineînțeles, cât de utile și de utilizate sunt acum, anul acesta. Pereții cortine sunt în general utilizați la clădirile industriale, hale, clădiri de birouri. Din punct de vedere al eficienței este la fel de eficient ca o tâmplărie performantă. Aspectul și împărțirea depinde de solicitările arhitectului. Iar din punct de vedere al placărilor, eficiența lor energetică este deja cunoscută pentru faptul că creează un tampon de aer între clădire și placare și de acolo devine un performant energetic, pe lângă aspectul arhitectural. Vreau să vă întreb dacă încep românii să se orienteze și către acest gen de lucrări. Până la urmă, sunt complementare, da? nu cele de bază și, într-adevăr, presupun și costuri în plus. Evident, sunt niște costuri suplimentare, dar și aspectul și durabilitatea în timp sunt cu totul și cu totul altceva. În spate avem o lucrare la care acum sunteți până la urmă în plină desfășurare. Da, spuneți-ne câteva cuvinte despre ce înseamnă un perete din acesta, până la urmă un colț de sticlă, cum spuneați adineori. Un colț de sticlă este un colț în care nu mai avem acel montant care să susțină sticla, ci sunt două sticle care se întâlnesc pe un colț. Din punct de vedere arhitectural este mult mai plăcut ochiului, iar din punct de vedere al performanței nu influențează cu absolut nimic, rămâne aceeași performanță. Dacă vine vorba despre sticlă și intru și pe segmentul acesta, vreau să-mi spuneți doar câteva aspecte. Am observat că se poartă ceva mai închis și sunt aceste sisteme care până la urmă nu lasă soarele să pătrundă într-un anumit fel. Spuneți-mi despre ce e vorba mai exact. Corect. Cea mai eficientă sticlă e cea care este cât mai închisă și nu lasă soarele să pătrundă înăuntru, din punct de vedere al energiei, economisirii energiei și... e la fel o chestie de arhitectură. Se poartă griu, se poartă verdele, se poartă roșu, depinde de zona și de arhitectură.
Încep să meargă românii pe calitate sau rămânem tot cu ce înseamnă termopan alb simplu, cu o cameră sau maxim două? Cum se întâmplă? S-a dezvoltat și segmentul de, în care oamenii încep să aibă pretenții și să ceară lucruri calitative, chiar dacă implică costuri mai mari, evident. Vorbeam despre siguranță și, bineînțeles, ne gândim atunci când vine vorba de siguranță și de uși, de chei, da? Anul 2020, înțeleg, aduce și câteva noutăți. Despre ce e vorba? Nu sunt neapărat noutăți. Sunt ușile de interior, o altă gamă de produse ale noastre, sunt ușile de interior. Uși de intrare, uși de intrare în casă, uși de intrare în apartament de proveniență Polonia, uși super premium. Discutăm de niște uși de intrare în casă, varianta super premium, varianta de top, a tot ceea ce înseamnă uși de intrare în casă, uși exterioare. Discutăm de un lemn triplu stratificat, da. Cu o sticlă securizată. Varianta optimă pentru orice client, zic eu. Se potrivește cu orice... Da, vine pe o gamă mai diversificată de culori, deci avem variante de culori. Ușile sunt de lemn, prețul este ca atare. Da. Nu ne gândim la niște uși ieftine. O variantă de intrare în apartament sunt ușile care se poziționează pe casa scării. Da. Nu avem contact direct cu exteriorul, nu sunt niște uși care izolează. De exemplu, acea ușă are un coeficient de izolație la fel de bun ca o ușă de termopan. Am înțeles. Bun. Aici discutăm de niște uși care au un nivel de siguranță destul de ridicat. Dar în același timp nu sunt foarte bune izolatoare. Deci se poziționează în casa scării strict pentru intrare în apartament. La fel cum nu putem pune ușă de PVC pentru intrare în apartament, la fel nici ușa asta nu este recomandată să se pună în exterior. Iar mai departe vreau să discutăm de o varietate foarte mare de uși de interior. Avem undeva la câteva sute de modele, fiecare pe câteva zeci de culori. Deci catalogul este foarte mare de produse. Discutăm începând de la ușile de sticlă. Uși de sticlă securizată. Da, asta se poate pune unde se montează? Care se folosesc în general la compartimentări de birouri. Discutăm de uși tot felul de design. Deci cu uși cu tot felul de design. Uși cu umplutură de fagure de stabilizare. Ușile low cost până la uși glisante. Se folosesc mânere, putem să alegem, adică totul e până la urmă din fabrică sau se pot orice tip, deci orice ușă se poate personaliza după cum vrea clientul. Se pot pune în mânere, se pot pune palamare pe diferite culori. Există variantele de uși la fel cum există și la tâmplăria PVC fără palamare, palamare ascunse. Da. Tot pentru interior. Tot pentru interior.